Mergem la colega mea, Ana Ciubică, cea care este alături de protestatari. V-am spus, părinții copiilor uciși în, la 2 mai, Sebi și Roberta, au organizat un protest astăzi în Piața Victoriei, iar acum sunt în marș pe Calea Victoriei. Ana Ciubică este alături de ei. Bună seara, Ana! Bună seara, Andreea! Sunt în acest moment în marș. Vorbim despre prieteni, colegi de-ai lui Sebi și de-ai Robertei. S-au strâns cu toții, vorbim despre câteva zeci de persoane astăzi în Piața Victoriei, să le țină un omagiu prietenilor lor, dar și să militeze pentru legi mai dure, pentru că, spun aceștia, nu sunt suficient de dure, le este frică să nu cumva să se uite de ceea ce s-a întâmplat la 2 mai. Vor legi mai aspre pentru cei care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor. Au venit la acest protest, la acest omagiu și părinții celor doi tineri și familia celor doi, de fapt le-am văzut și pe surorile lor, au vorbit cu noi, a fost ținut și un moment de reculegere, totul pentru ca memoria lor să rămână în continuare vie. Îi vedeți și în imagini, acum sunt în marș, au poze cu cei doi și mesaje pentru toată lumea. Vor să ajungă aceste informații la cât mai multă lume. Spun că au lansat și un ONG prin care vor să militeze pentru a informa pe tineri ce înseamnă de fapt consumul de droguri, pentru a se întâmpla mai rar ceea ce sau deloc ceea ce s-a întâmplat la 2 mai. Sunt în continuare, așa cum am spus, de mai bine de 2 ore s-au strâns și sunt în continuare, merg în marș pe Calea Victoriei până la Ateneu, pentru ca tot mai mulți, cât mai mulți oameni să vadă aceste mesaje. De ceva în țara asta. Deci nu e numai pentru Sebi, chiar vrem să se schimbe ceva în țara asta. Dacă ești mamă în adevăratul sens al cuvântului, ar trebui să-ți duci copilul de la început, cum m-am chinuit eu să-mi duc copiii, din puținul nostru. Le-am oferit tot, le-am dat o educație, cursuri, tot ce se putea face într-o viață normală, să ajungă ceva. Să rămână în închisoare, pe viață, zic eu, cum copiii noștri au rămas acolo jos. Cred că așa ar trebui. Cred că ar fi pedepsa maximă. Vă e teamă că nu va fi pedepsit? Sincer, da. În România, da, este. M-aș fi așteptat la mai mulți tineri. Așa credeam. Nu știu, probabil dacă nu ți se întâmplă ție sau aproape lui tău, treci nepăsător. Mă uitam cum trec pe alee, doar se uită și merg mai departe. De fapt, cred că toți tinerii ar trebui să iasă pentru o schimbare, să aibă siguranță, să meargă noaptea pe stradă. Domnule Ionescu, ați fost la acest protest. Nu. Care este, de fapt, nemulțumirea? Pentru că, așa, la prima vedere, Vlad Pascu este în închisoare, mama lui Vlad Pascu este în închisoare, tatăl este sub control judiciar. Noi am văzut multe cazuri din astea în care intrau în arest și ieșeau de la arest, arest preventiv și după aia nu mai intrau la nimic. Dar lumea este îngrijorată. Pe de altă parte, ceea ce îngrijorează cel mai mult, dacă ne uităm la ce amploare a luat traficul și consumul de droguri în România, că dacă mergeți în centrul Bucureștiului pe aici seara, o să-i vedeți cum stau. Mă. Păi și nu sunteți mulțumit de măsuri? Păi asta e problema, că noi tot vorbim, de razii? Tot vorbim noi, tot vorbim noi de înăsprirea pedepsilor, bun și cu ale. Dar până la urmă ați văzut că în ultima vreme au apărut niște razii, bă, dar ce știau polițiștii unde să se ducă? În rest, până nu se întâmplă nenorociri de genul ăsta, stau pe coadă, așteaptă pensia specială și fac...